There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. 15 mai 2020. Ieșim din starea de urgență, intrăm în starea de iubire. Vreau să ne aducem în aminte cel mai frumos chef din viața noastră, pe care l-am făcut pe 3 luni de stat închiși în casă. A fost când pandemia aproape a luat sfârșit, iar momentul cheie a fost acela în care draga noastră prietenă, Roxana, ne-a încuiat în camera 6. Pot spune că de atunci a luat viața cuvântul noi. Dragostea mea, nu-mi vine să cred că am ajuns până aici. Până ieri ne-am cunoscut, dar totodată simt că ne știm de o viață. Tu ești singurul care contează și îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru că m-ai ajutat să devin femeia care sunt astăzi. Iubesc relația noastră și cred că suntem cei mai frumoși împreună. Ne înțelegem, ne completăm, ne inspirăm și devenim zi de zi mai puternici împreună. Tu mă cunoști mai bine ca oricine. Mi-ai văzut rimelul scurgându-se pe față, m-ai văzut bolnavă și vulnerabilă, dar ai rămas lângă mine indiferent de situație. Cu fiecare zi ce trece, îmi dau seama cât de norocoasă sunt să te am alături. În perioada următoare ai avut foarte multă răbdare cu mine și sunt foarte recunoscător pentru asta. Eram un copil nebun și nu știam exact ce persoană bună, răbdătoare, iubitoare, înțelegătoare am lângă mine. Trec mai departe și spun că momentul în care te-am cerut de soție a fost cel mai emoționat din viața mea. A fost ceva unic și îmi doresc în viitor să mergem cu copiii noștri să le arătăm unde mami a spus da lui tati. Sunt atât de emoționată acum, cu câteva zile înainte de nuntă, dar totodată aștept cu nerăbdare să devin soția mea. There goes my head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every Cetățene Pușcașul Marius, de bunăvoie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Andronache, Denisa Maria? Da! Cetățeana Andronache, Denisa Maria, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Pușcașul Marius? Da! În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, spune psalmistul că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea.
Ei bine, aceasta este ziua pe care Dumnezeu a făcut-o pentru voi și e ziua în care trebuie să vă bucurați și să vă veseliți. De ce? Pentru că, vedeți, dacă cumva am stat să ne analizăm viața, acesta e punctul care ne schimbă radical viața, da? Ne pregătim, vedem, ne naștem într-o familie, ne pregătim pentru viață, pentru tot ceea ce ne așteaptă, dar acesta e momentul în care nu ne mai gândim la noi, ci prin perspectiva celui de lângă noi. De ce? Pentru că se spune foarte clar că prin taina cununiei devenim una. Această idee a fost din cele mai vechi timpuri, da? Și la alte popoare, și la alte culturi, da? Că împreună formăm un întreg. Și dacă formăm un întreg, e clar că fără jumătatea noastră, oricând suntem singuri, de fapt ceva lipsește. Ei bine, se realizează și s-a realizat astăzi prin taina căsătoriei o unire, dar o unire pe care voi trebuie să o sudați, de fapt, până la sfârșitul zilelor voastre. Să vă ajute Domnul să vă binecuvinteze această unire, casă de piatră și mulți și fericiți ani! Te iubesc înseamnă că te iubesc așa cum ești, dar vreau să crești în fiecare zi și nu mă aștept la perfecțiune. O să te iubesc la fel cu defectele tale, precum și greșelile și succesele tale. Vreau să îmi petrec restul vieții alături de tine. În fiecare zi mă gândesc cât de frumos este să fim împreună, cât de mult îmi place să te văd, să te îmbrățișez, să te sărut, să te iubesc. Tu ești familia mea și eu sunt familia ta. Te iubesc, Ghimi! Aș vrea să spun și de momentul greu prin care am trecut amândoi, în care a trebuit să stăm o săptămână departe unul de altul. Zile în care aș fi stat la muncă 12 ore, aș fi mers la tenis, padel, fotbal, orice, doar să treacă timpul mai repede să te poți ține din nou în brațe. În acești 4 ani ai reușit să schimbi un băiat răsfățan și plin de prostii în cap, într-un bărbat mai calm, iubitor, dornic să-și întemeieze o familie alături de tine. Frumoasa mea iubită, Bibica mea. Denisa Maria Andronache, viitoare pușcașu. Vreau să știi că te iubesc atât de mult cât nu am crezut vreodată că pot. Ești tot ce mi-am dorit în viață. Îmi doresc să îmbătrânim frumos și cu ajutorul lui Dumnezeu să avem cei mai sănătoși și frumoși copii. Te iubesc, Bibica mea, ești viața mea. Te iubesc.